Ana Curea din Miciurin nu se poate împăca cu gândul că fratele ei mai mare, Dumitru, a murit. Femeia își amintește cu lacrimi despre ultima zi când l-a strâns în brațe. Mami, i-a dus o piernă și un ochial. El parcă s-a gătit de moartea asta. Tot ce s-a întâmplat înainte de moartea lui Dumitru i-a trezit Anei bănuieli de groază. Cred că a vrut să-i destăinui și ceva de pe sufletul lui. De atâta că avea probleme cu fiica. Femeia este convinsă că vinovată de moartea lui Dumitru este chiar fiica lui. Ana afirmă că are și dovezi împotriva nepoatei sale. Dacă ies să și omoră, tata n-avea să duc să-l caute, să-l speli și să aibă grijă de dâns. L-a împins, s-a căzut jos. Ce motiv ar fi avut fata să-l împingă? Multe motive au avut. Fata tot vremea se ducea numai pentru bani să lucreze la el. Dumneavoastră chiar o credeți pe nepoata voastră în stare să-și omoare propriul tată? A fost în stare. Ea putea să facă lucrul ăsta, putea să-l împingă. E agresiv la ea, e prosteine numai în gura ei. Mami, mânge, nu învățești pe nedrept. Dar de ce i-a spus la copilul meu că eu stai și-a spun un culoc când a fost la fratele meu? Dumnezeu te vede și pentru asta tot ai să răspunzi înaintea lui Dumnezeu, nu înainte mea. Când am văzut, ei mă se urcase, ea că la lângă ușă erau. Și Iulica era de partea asta, Dumitrița era partea cealaltă, am să ne-au de mâine pe cap. Și el își de pe picioare, clar eu am văzut. Ce o face pe Ana Curea să creadă că nepoata i-a omorât fratele? Și ce motive ar avea fata să-și omoare propriul părinte? În această seară, fiica lui va ajunge în fața expertului poligraf. Ce va arăta testul? Aflați astăzi! De ce credeți că ea l-a împins și de asta a murit Dumitru? Mi-a spus vecinul. Mi-a spus că eu fost în zăvășie când el a chicat. Amândoi îl dușeau, ea că ne-a arătat cum o apucat Dumitrița. Așa cum ne-a povestit nouă, nu? Da. Exact așa? Da. Păi și de ce voi deduceți că ea l-a împins? Da, păi spune că el nu a fost tatăl. Așa? Dar noi vrem să știm motivul, deși ea ascunde. Dar care era motivul dacă l-a împins, l-a căzut, să-l mai iei, să-l ducă în casă, trebuie să-l ies acolo să moară? Dacă tu dorești moarte, real moarte, cuiva, da? Da. Tu nu mai chemi salvarea, nu mai insiști ca persoana să adreseze la medic, pentru că asta l-ar salva pe dânsul, nu? Dumitrița, apropo, când ați decis să chemați salvarea? Eu luni am fost jumătate de zi acasă, după asta am fost la verișoara mea. Așa, și marți zici că ai venit la tata. De ce totuși insistai să chemi ambulanța? Eu am vrut ca să-l duc la spital, că să nu și vă mai grav. Și nu trebuie să tu să-l îngrijești da, mai mult. Da, că eu tare mă temeam că el să nu cadă la pat, că eu, o fată, n-a spus așa o mare să-l rădeșe. Și el a spus că să-i fac un rinchen să vadă acolo dacă nu e ceva fracturat, dacă o căzut jos. Dumitrița, dar ceea ce povestește vecinul, că el v-ar fi văzut pe tine și pe fratele tău că îl duceați în casă, pe tatăl vostru? Poate pe sora a văzut-o, că Gabriela... Un copil de 10 ani să ducă un bărbat de 150-120 de kilograme. Dar poate vecinul să vă confunde pe tine și pe sora ta? Ce diferență este de vârstă între voi două? Voi semănați? În două cășini. Da, e aproape cât mine, din an. Din an toți, în an toți. Da, n-ai întrebat-o pe sora ta? Ea a fost luni? Da, ea luni a fost. Și în momentul ăsta pe care l-ar fi văzut vecinul, ai întrebat-o pe sora ta și pe fratele tău? A fost așa un moment ei să-l țină de după cap și să-l ducă în casă pe tatăl vostru? Știți, eu nu chiar am intrat. Ea mi-a spus că el a căzut jos și... Deci ei erau atunci în curte când el a căzut jos, luni? Erau la tatăl tău, da, frații tăi? Da, ei erau, că ei au venit din sat, de la dânsă. Și eu au spus că au căzut jos și după asta Iulian cu Gabi s-a dus și l-a ridicat și l-a dus în casă și a venit acasă. Ana, Olga, vouă cum vi se pare această versiune? Mie se pare straniu să ducă un copil de 10 ani. Păi de Dumitrița zice că e aproape cât ea, sora ei mai mică. Spune că e ea câtă nini, ea și Iana. Asta e o mică greșeală, are un metru.
și aproape la 60. Așa că o mică greșeală te dau jos, eu copiii mei mi știu. Bine, Nătuță, cât Daniel. Da, băiatul. Dar el mergea, băiatul el domnul era de tot. Menant ca Domitrița. Ana, Olga, de ce voi credeți că vecinul nu putea să le confunde pe cele două surori? Cred că la dânsul mai aproape să vede și în el duși pe dânsul. Păi, dacă e vorba, deci mama confirmă că cealaltă fată mai mică e cât aproape cât... Dumitrița. Cât asta mai mare? E până la urmă, de ce voi nu credeți că așa putea să... Să o vedeți și statura are. Păi eu cred că mama ei, mama cel mai bine își cunoaște copilul. Dumneavoastră, de când ați văzut-o pe găbiță? Eu am văzut-o la moartă, ei, că la mine era așa. E o greșeală. Ei, dacă am greșeală, chiar dacă, hai presupunem versiunea, doamne Ana, că Dumitrița au fost luni, l-a împins, el a căzut, da? Da. După asta, el a ridicat. Care-i sensul să vină a doua zi? Știind că ea l-a împins intenționat, o și de a doua zi. Cum să vii la dânsul ca să-l mai, întrebi și să cheme salvarea și să-l roage? Să ducă, nu cum credeți? Vecinul a spus că mi se pare că în ziua de luni, când el a fost la dânsul, acolo și a dormit la el. Fetelor, dar voi uitați-vă cum faceți. Voi, lumea în sat vorbește că fetița asta are comportamentul care nu are. Voi deodată repede ați luat informația asta, i-ați transmis fratelui. Nu să vă gândiți cum să vorbiți cu Dumitrița, da? Că știind că fratele vostru o să suferi ca să audă că e copilul lui. Și voi tot la fel ați suferit dacă una din fetele voastre, dacă aveți fete... Bine, noi tot mult am suferit. Dar acum vecinul are câți metri de la casa unde era Dumitrița până la cum era distanță. Puteți să-i confunde, dar nu e problema asta. E problema că de ușor voi încercați să vă duceți după vorbele vecinului. Sau și mai am o întrebare. Cum credeți, dacă Dumitru a fost împins luni, intenționat, de fiica lui, voi spuneți că el era foarte apropiat cu voi. De ce nu v-a sunat atunci de luni până marți să vi se plângă? Uite că fata asta vrea să mă omoare. El așa era om că el tot ține întrânsul. El niciodată nu s-a plâns pe copiii lui srei. Dar el își iubea foarte ciudat, nu? Foarte tare iubea copiii. Haideți acum să vedem cine a povestit Dumitrița despre ultimele ore din viața tatălui ei. Atenție! Când am venit de la Bălți, el pe mine m-a sunat să mă duc să iau pastile, leacuri, adică că a venit salvarea și i-a dat leacuri să bei. Și eu undeva pe la vreo 3 am ajuns și eu i-am spus că dacă a venit salvarea și nu te-ai dus la spital, că... Da, dacă eu i-am spus că da, ești la pationat, poți să te ridic. Pe urmă am aflat că el a refuzat spitalul. Și când l-am convins să chem salvarea a venit aproape undeva în jur la o oră. Și ne-am dus la Drochea, cam greu l-a dus la salvare, chiar greu s-a deplasat, că când s-a ridicat, el a dat ței de scaun că i-am pus și parcă a pocnit acolo ceva la dâns la spate. L-am pus pe burtă, apoi l-am pus pe spate și a ieșit de acolo. Și când a ieșit, parcă s-a auzit o pocnitură. Când acolo am intrat a doua oară, el vroia să ridice, să apuce de... ca să ridice. Și doctoreasa l-a apucat pe dânși, când am dat eu să-l apuc, el s-a făcut tetal și el, doctoreasa ce îmi spune că să ies. Eu zic, eu mi-a venit prin cap că e pe aici, dar zic, nu, el a să mai trăiască, el a să trăiască până la 100 de ani. Eu așa îi spuneam, pe la vreo 7-10, doctoreasa a ieșit și mi-a spus că el nu s-a venit în șirie. Și pentru mine asta a fost un șoc. Eu când am intrat acolo, zic, eu nu cred. El mi era învălit cu pătru și mâinile în jos, zic,
nu cred. Dumitrița, ce ți-au spus medicii? Ei au zis din ce cauză până la urmă a murit tatăl tău? Mie reanimatologul mi-a spus că el a murit de la boala lui Bechtere, de la asta a decedat. Dar eu nu știu, pe urmă verișoara lui a luat și a întrebat de la Bălț un traumatolog și el a spus că acolo la dânsul l-a mai întins o leacă și s-a format un tromb și de asta a decedat. Aliona, acum din altă perspectivă, dumneavoastră le-ați povestit de fapt colegilor mei că cineva din Miciurin v-ar fi sunat și v-a povestit ce s-ar fi întâmplat de fapt cu Dumitru. Despre ce este vorba? Vă rog să ne povestiți aici. Mi-a sunat și mi-a spus că ia ca mămică și ce s-a întâmplat. El are băiețelă Miciurină și zic și ce s-a întâmplat, Dima? Zic că un om vrea să vorbească cu matale, dar eu zic, din ce cauză? Zic că o zis că degeaba te îngenovățești cu matale. Deodată era Dumitrița acolo ușis, pe urmă eu l-am ușis, dar nu știu din ce cauză. Și zic, mă îngenovățești pe nedrept. La poliție, când mă duci pe nedrept, mă faci din om ne om. Și din și mă gândeam, zic, când și cum și din ce cauză l-am ușis. Asta era principalul gândul meu. Și omul și-a îi spune că ei au fost la Miciurina, au servit. Cine unde e? A servit Dima, bărbatul, fostul bărbat, a fost la Miciurina. La cine? A servit, s-a dus de aici cu mașină că se duc la sora lui Lilia, un pat, o pernă, eu așa. Știu și se duc. Și avea și ce-a avut de dus. Și acolo copiii altă versiune îi spun, omul și-a ne-a spus altă versiune. Ce anume? Că el a zis că e acolo servit, el a fost agresiv, a făcut ceva probleme acolo și a putut arăcni, l-a suit în căruț și să-l duc acasă. Și a zis că era servit bărbatul ei, al lui doamna bărbatul Ana. Bărbatul meu de 7 luni. Nu știu din care 7 luni, în orice caz așa m-a lămurit omul. Eu și? Și a căzut calul, a zis calul era mai rău, mai, eu știu cum era calul și a căzut din căruță și a mărs căruța peste dânsul. Peste Dumitru? Peste Dumitru. Noi când trebuie să-l aducem de la morgă, vine domnul Dumitru Dankovski din sat, polițistul din sat și se uita pentru asta, zic, ce s-a întâmplat? El zice că ia ca și s-a întâmplat, că pe dânsul l-a omorât, l-a ușis, l-a bătut, cu căruța, au chicat jos din căruță. Eu zic, eu nu știu, eu versiunea asta, de obște nu știu. Nici când au venit copiii acasă, mi-a spus că o chicat din... O venit da, acasă de la Miciurna, era râd, servit. Una că și era servit. Râs, o fost la magazin, o cumpărat băutură, o palcă de cărnați și acolo mai cumpărați. Da, am căruță, am cal. Și acasă. Da, și nu a fost... Nu a fost să ducă el cu căruța, e că este martor, omul care l-a dus cu busul, 260 de lei au plătit că el a venit în sat. Devenit, da, dar de plecat? A plecat tot cu omul și ala înapoi. Tot cu mașina. Omul l-a așteptat. Dar de ce nu cu căruța? De ce aici nu credeți? Iată, e un alt vecin. Eu am spus de dânsul de... Dar pe spune și nici o spus. Voi aici credeți pe vecinul lui Dumitru, dar de ce lumea să nu-l creadă pe celălalt? Păi eu fost undeva cu căruța până a se duce înapoi acasă cu busul. Bărbatul meu în Zoșei nici nu a hamat calul. La noi nu ieșe să hămi calul în ziua de sărbătoare. Dacă el a venit cu busul în sat și-a dus patul, a dus pierna și-a ghealul. Aliona ne-a povestit mai multe detalii despre acest caz. Haideți să auzim. Eu cu cazul căruța pe urmă, un om din sat mi-a spus, dar el zice că cum așa, dacă eu am fost martor, că... Și s-a întâmplat aici. Dima a băut și s-a luat la harță cu Ana acolo, cu Vasile. Și s-a luat la harță și a zis că să iuță lângă căruță și duceți. Și mi-a zis că s-a pornit căruța. Și ei cât de bieți erau, au chicat jos din căruță. Și aia este așa de bat, o mărs căruța peste dânsul. Și am s-a dat jos un om, a apucat calul, a oprit calul, l-a suit în căruță și încă atunci a spune că să iuță lângă căruță, că să nu...
zdohnească aici, să-l iei în căruț și să-l trimiteți la casă. Până la urmă, s-a certat Dumitru cu soțul dumneavoastră? Nici nu s-a certat. În deopște, bărbatul la mine de 7 luni nu bie. De 7 luni de zile. A fost cazul. Poate Dumitru a băut. Da, Dumitru fost, a băut? Da, eu când m-am dus la... Și scandal a făcut? Scandal nu a făcut. El încă dar de cum a plecat? Ori, de 3 ori cu Iagheneu s-a pupat și a zis că... Dar cum a plecat? Cu ce a plecat acasă? Cu busul a plecat înapoi acasă. Cu același cu care a venit? Da, cu același care a... Dar cum credeți? De unde s-a luat zvonul ăsta? De atât că e băietul ei a trăit la noi în sat cu... Băietul cui? Băietul la, cum să-i spun, cumnată, fosta cumnată, a trăit acolo cu așa, o și fată și... Dumneavoastră credeți că el a inventat povestea? Da. Uite, acum au venit acuzațiile în ograda ta, da? Da, da. Practic, să primești că tu cu soțul tău poți fi acuzat. Cum ți simți? Sincer, cum mă simt eu și eu când pot tu ești învinuită că puteai să-l omori pe fratele tău. Doamne, cu ce simți tu acum? Nu spune-mi doar ce simți. Nu mă simt vinovată. Nu te simți vinovată, dar așa, când simți că, băi, dar parcă n-am cum să mă apăr. Uite, vin învinovățiri, da? Sunt vinovățit. Da. Eu știu că asta nu-i drept, da? Că n-am nică legat cu asta și nu știu cum să mă apăr. Și te simți destul de... cel puțin așa, vulnerabilă, nu știu cum. Acum imaginează-ți că eu nu, aici nu eu trebuie să fac dreptate. Sunt organe de drept, sunt care ar putea să facă o investigație foarte amplă. Da, am apelat la dar, poliție. Nu, eu asta altceva vreau să spun. Acum imaginează-ți că tu ești femeie de cât, ce vârstă ai tu? Bine, că nu e... 41. 41. Ai da. O experiență de viață de 41 de ani. Imaginează-ți că voi învinuiți o fetiță de 16, care e practic mai puțin, încă în jumătate ca tine o trăit până acum. E nici pe departe nu are vocabularul tău și nu poate atât de bine să se îndreptățească și ca tine, da? Dar voi cumva, exact așa, cum e că acum au venit și tu, eu te-am văzut că te-ai schimbat la față și eu cred că nu-i vina ta. Sincer, eu te cred că nu cred că tu intenționat l-ai fi ucis pe frate-o. Cum poți aperi fata asta? Eu nu vreau acum să țin apărarea nimeni, eu doar pot, îți spun cam cum te simți când ești pusă exact în aceeași ipostază, ești învinovățită de ceva care... Dacă aș fi vinovată, eu ne-aș recunoaște vina. Dar tu crezi că ea e vinovată și nu-și recunoaște? Da, ea e vinovată și nu-și recunoaște vina. Ana, dar este adevărat că după mormântarea lui Dumitru, voi chiar v-ați plâns la poliție? Da, m-am plâns la poliție. Ce ați plâns la poliție? Eu am sunat la 112 și am spus că unii pot să mă adresez ca să putem scoate documentele de pe casa fratelui. Au spus că trebuie să mă adresez la sectorul de poliție. Dar de ce nu puteai să mergi în casă să iei documentele? Documentele erau dat la dânsele. Ele au intrat în casă. Ele cine? Ele? Fosta soție și fata. Păi, dar nu tot dumneavoastră ați spus că fata și, de fapt, și era moștenitoare? Da, e moștenitoare, dar majoratul de 18 ani nu l-are. Așa, și cine este mama unui copil care nu a atins majoratul? Cine răspunde pentru fosta soție. Păi și nu era logic ca să ia documentele și să le perfecteze ca să treacă casa pe numele copiilor? Mama lor? De dar, ce trebuie dumneavoastră să dar, vă ocupați de asta? Eu așa din auzit, am auzit că trebuie să-i dăm noi procură ca să poată e faci. De ce oare? Dumneavoastră cine sunteți? Moștenitoarea casei? Nu sunt moștenitoare. Eu am vrut nu să tot dumneavoastră ați spus că moștenitorii sunt cei 3 copii? Da. Și toți nu au atins majoratul? Da. Și au o mamă? Da. Păi și cine trebuie atunci să perfecteze actele pentru copiii care nu au atins majoratul? Nu mama lor? Noi avem tot avem dreptul acolo. Și ce v-au zis la poliție? Mi-au spus că nu avem dreptul acolo la casa aceea, numai au drept copiii și soția lui ea.
Apropo, noi am încercat să aflăm de la Inspectoratul de Poliție Drochia ce știu ei despre cazul lui Dumitru Baltă, însă până în ziua imprimării emisiunii nu ne-au oferit niciun răspuns. Și aici întrebarea este către dumneavoastră, domnule Coval. Credeți că în acest caz era necesară implicarea poliției și ce trebuie să facă oamenii legii? Deci, probabil că atunci când a fost dus Dumitru la spital, deci, medicii primul lucru și-au întrebat cum s-a primit, că el s-a... a primit ce și-a primit. Deci, știi... proveniența celor lovituri și erau obligați. Și erau, dacă au văzut, erau vizibile, deci, caiva leziuni, ei erau obligați, este un ordin comun între Ministerul Sănătății, Procuratura și Ministerul de Interne, erau obligați să informeze poliția și poliția trebuie să vină să cerceteze faptul, să vadă, este deces natural sau este deces prin intermediul persoanei terțe. Știți ceva despre asta? Nu știm nimic. E scris. Deci v-a contactat cineva de la poliție? Că, uite, nu ne-o contact, nu se ocupă poliția de cazul morții nimeni. Fratelui? Nu, nimeni. Înseamnă că poliția nu a fost contactată de medici. Dar haideți să vedem, până la urmă, care a fost cauza morții lui Dumitru. Dar nu la intenționat, adică ca să moară. El când o dat să întoarcă, când o căzut, s-a auzit o bubuitură. Să-i pară rău la fată. Dar tata nu trebuie să plătească alimente cu divorțat de mama. Ori ăștia trei copii trăiau cu aer. Voi știați că el poate să fie agresiv. Voi toate trei cunoșteați de situația asta. Cu acordul mamei sale, Dumitrița a trecut testul la poligraf. L-ai împins pe tatăl tău în ziua în care a decedat? Ana Curea din Miciurin nu se poate împăca cu gândul că fratele ei mai mare, Dumitru, a murit. Femeia își amintește cu lacrimi despre ultima zi când l-a strâns în brațe. Mami, i-a dus o piernă și un ogheal. El parcă s-a gătit de moartea asta. Tot ce s-a întâmplat înainte de moartea lui Dumitru i-a trezit Anei bănuieli de groază. Cred că a vrut să-i destăinui ceva de pe sufletul lui. De tot că avea probleme cu fiica. Femeia este convinsă că vinovată de moartea lui Dumitru este chiar fiica lui. Ana afirmă că are și dovezi împotriva nepoatei sale. Dacă ies să și omoret, tata n-avea să duc să-l caute, să-l speli și să aibă grijă de dânsul. L-a împins, s-a căzut jos. Ce motiv ar fi avut fata să-l împingă? Multe motive au avut. Fata tot vremea se ducea numai pentru bani să lucreze la el. Dumneavoastră chiar o credeți pe nepoata voastră în stare să-și omoare propriul tată? A fost în stare. E putea să facă lucrul ăsta, putea să-l împingă. E agresiv la ea, e prosteină numai în gura ei. Mami, mânge, nu învățești bine drept. Dar deși eu spus la copilul meu că eu stai și să pun un culoc când a fost la fratele meu. Dumnezeu te vede și pentru asta tot ai să răspunzi înaintea lui Dumnezeu, nu înainte mea. Mie reanimatologul mi-a spus că... el a murit de la boala lui Bechtere, de la asta a decedat. Ia că mămică, știi ce s-a întâmplat? Căzut calul, zis calul, era mai rău, mai... eu știu cum era calul și a căzut din căruță și a mărs căruța peste dânsul. Peste Dumitru? Peste Dumitru. Nu a fost să ducă el cu căruța, ea că este martor, omul care l-a dus cu busul. În această seară, fiica lui va ajunge în fața expertului poligraf. Ce va arăta testul? Aflați astăzi! În expertiza medico-legală este indicat că Dumitru Baltă a murit în secție de terapie intensivă a Spitalului Raional Drochia. Noi i-am arătat raportul de expertiză medicului legist Ion Cufșinov. Iată la ce concluzie a ajuns specialistul nostru. Se menționează numai că a suportat un traumatism a căzut jos în gospodărie, dar mai concret nu văd nimic care mi-ar da posibilitatea să mă expun mai pe larg. Boala putea să favorizeze apariția traumatismului pentru că scade rezistența osoasă. Cauza decesului este scris negru pe alb, că este iarăși rezultatul unui traumatism închis, conform datelor necropsiei cadavrului. Și iarăși este vorba de leziunea măduvii spinării,
Nu este clar ce fel de lezare. Este vorba de o contuzie, este vorba de întrerupere post-traumatică, adică de o ruptură traumatică. Un lucru este cert, că decesul este un rezultat al traumei coloanei vertebrale la acest nivel. Se menționează că a suportat un traumatism în gospodăria sa. Și este scris, a căzut jos în gospodăria sa. A căzut de la ce înălțime, cum a căzut, pe care parte a corpului. Aș spune eu, un examen cam superficial al documentului respectiv. Trebuia să deschidă paranteză cum s-a produs traumatismul dat. Pentru că a spune numai prin cădere este prea simplist. Trebuie dimensionat partea cu care a aterizat, de la ce înălțime s-a produs și, cel puțin, mă rog, de la organul de urmărire penală trebuie să solicite circumstanțele în care a avut loc accidentul. Ileana, eu știu că dumneavoastră împreună cu Dumitriță ați fost contactate de poliție. Da. Da? Puteți să ne spuneți despre ce este vorba? Da, acolo ne-au întrebat și v-au spus copiii și ne-au fost la dânsul. Eu i-am spus că a fost Aia Stăian, a fost Iulian și cu Gabriela. Iulian cu Gabriela au fost la Miciurnă, ei au venit acasă. Când au căzut jos, Iulian era în casă și Gabriela afară. Și Gabriela încă povestea, zice, mai mică, el când o dat să întoarcă, când o căzut, s-a auzit o bubuitură. Nu era de la înălțime mari, era... Câte kilograme, mai spuneți odată? 120 de kilograme. 120 de kilograme are persoană. Și era... Nu, avea. Nu avea, era da, nivelat, era un dâmbac, nu mari, un dâmbac, pentru dânsul era foarte greu. Așa, dar spuneți-mi, vă rog, cu ce ocazie poliția v-a întrebat toate acestea? Ei v-au explicat? Ei au vrut să știe cine a fost la dânsul, cu cine au servit și cine a mai fost după asta la dânsul, că el își mai servea câteodată. Dar dumneavoastră ați întrebat polițiștii, cu ce ocazie ne întrebați? Adică, și ne-au zis că e clușis, că ochii cad din căruță. Că eu zic deci ei au pornit o anchetă? Ei... Nu porniți anchetă, pur și simplu ei întreba să știe și au auzit, cred că și ei. Domnule, cred că și ne-a spus. Noi, neavând vreo declarație de la poliție, putem doar să vă întrebăm pe dumneavoastră, că știți mai bine procedura. Bănuiesc că, totuși, serviciul 112 de spital, prin intermediul 112, a informat poliția despre cazul cu nemerită în spital o persoană cu... sub întrebări cu decesul, sau este o plângere depusă de persoane de rude de gradul 1 sau 2 și la cererea lor, deci poliția este obligată să examineze. Ați mai depus vreo plângere? Foarte multe. Acum, după moartea lui Dumitru, ați depus vreo plângere? Despre ce erau plângerile? Am vrut să scriu, dar domnul a ieșit din nervat din cancelarii și a spus că eu n-am când cu tine să scriu cerere, că eu am altele de rezolvat. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre moartea dubioasă a lui Dumitru Baltă din satul Pelinia. Una din surorile bărbatului, Ana Curea, povestește că el suferea de o boală incurabilă, însă nu asta l-ar fi răpus, crede ea. Ana este convinsă că fiica lui mai mare, Dumitrița, l-a bătut, iar bărbatul nu s-a putut opune din cauza afecțiunii pe care o avea. Mai devreme l-am auzit pe vecinul bărbatului, care spune că a fost martor când fata și-a amenințat tatăl cu moartea. De altă parte, atât tânăra acuzată, cât și mama ei neagă că ar avea legătura cu moartea bărbatului. Cu acordul mamei sale, Dumitrița a trecut testul la poligraf. În câteva momente vom afla rezultatele acestuia, dar mai întâi să vedem cum a decurs el. După 30 aprilie 2022, l-ai lovit pe tatăl tău. Tu sau frații tăi l-ați bătut pe tata înaintea morții? Ai dorit cu adevărat moartea tatălui tău? Ai încercat să-ți omori tata?
Dumitrița, ai trecut acest test și vreau în primul rând să te întreb cum te-ai simțit. A fost greu? Da, a fost greu să răspund la întrebări, dar știind să spun adevărul, m-am relaxat și... Dar de ce a fost greu să răspunzi la întrebări? Nu că a fost greu întrebările, pur și simplu emoțiile cumva, dar am răspuns ce-am știut, tot adevărul eu l-am spus. Deci nu ai trișat la nicio întrebare? Asta vrei să ne spui? Dar a fost vreo întrebare la care nu ai vrut să răspunzi sau chiar ai refuzat? Nu. La toate am răspuns. A venit momentul să aflăm rezultatele. Ești pregătită să le auzi? Da. În cadrul testului ți-au fost adresate mai multe întrebări. Pe noi ne-au interesat doar câteva dintre ele. Și acum voi sonoriza aceste întrebări și voi spune cum ai răspuns și dacă a fost adevăr sau nu. Am 6 întrebări pe listă. Și prima sună în felul următor. L-ai amenințat cu moartea vreodată pe tatăl tău? Da. Eu l-am amenințat, dar nu intenționat, la nervi. Ai răspuns și în cadrul testului. Da. Deși mai devreme ne-ai spus că tu nu l-ai amenințat, ci doar i-ai spus că mai bine mureai. Păi asta tata e un... cumva să iasă, dar nu la intenționat, adică ca să moară. Așa sau altfel ai răspuns da și acesta a fost un adevăr. A doua întrebare a sunat în felul următor. Te-ai certat cu tatăl tău în ziua în care a decedat? Ai spus că nu. Ai răspuns nu. Și acesta este un adevăr. De ce aveți cel puțin un răspuns la bănuielile voastre, Olga, Ana? În ziua în care a decedat Dumitru, Dumitrița nu s-a certat cu el. A treia întrebare. L-ai bătut pe tatăl tău în zilele de dinaintea morții lui? Nu. Ai răspuns nu și în cadrul testului. Ori acesta, așa cum spune testul, este un adevăr. Ce credeți acum? Da, și cred. O să-i pară rău la fată, da, și mă târziu. De ce să-i pară rău? Ce și-o făcut cu... că l-o bătut, că... Păi, dar numai ce v-au spus că... Ana, dumneavoastră, ascultați ce... Da, ascult. Păi, tocmai... Vă anunț rezultatele testului în care Dumitrița a fost întrebată. L-ai bătut pe tatăl tău în zile de dinaintea morții lui? Fata a răspuns nu și este un adevăr. Adică ea nu a mințit, ea nu l-a bătut. Testul arată că nu l-a bătut. Despre ce să-i pară rău? Poate aici e invers, Ana. Ție ar trebui să-ți pară rău că tu acuzi pe nedrept sângele tău. Stau și mă gândesc, tu mai devreme ai spus că fratele tău tare mult și-a iubit copiii. Sincer, dacă există undeva sufletul fratele tău, tu crezi că el e mândru? El e mulțumit acolo sus unde-i, că tu îi acuzi, e o acuzație foarte gravă. Gândește cum s-ar fi simțit el sau cum se simte. Hai, presupunem că există undeva acolo sufletul lui. Rămâne să vă gândiți după emisiune. Iar eu mai am 3 întrebări din test. Ai fost întrebată, Dumitrița, la fel. Împreună cu frații tăi, ți-ai lovit tatăl? Nu. Ai răspuns nu în cadrul testului. Și acesta este un adevăr. Olga, Ana, cred că pentru voi mai mult s-a făcut acest test. Dar cum au spus vecinul, că a văzut chiar și cum îi dădeau și cucioarele în cur? Ana, Căruța, cum a trecut peste fratele tău? Căruța a trecut peste fratele tău cu soțul tău beat în căruță. Cum a trecut? Că tot cineva a spus asta. Tu chiar nu-ți dai seama că confrunți niște chestii cu altele. Aici e un detector de minciuni, spune.
Și tu nici acum nu înțelegi că fata asta a spus adevărul și ea n-are nicio vină. Ea nu l-a bătut. Tu asta poți înțelege. Dar mai sunt încă două întrebări importante din cadrul testului pe care le voi da citire acum. L-ai împins pe tatăl tău în ziua în care a decedat? Nu. Nu a răspuns Dumitrița. Și așa cum arată testul, este un adevăr. Și ultima întrebare. Ascunzi ceva despre moartea tatălui tău? Nu. Ai răspuns nu. Iar acesta este un adevăr. Cum vi se par rezultatele testului? Ce puteți spune acum, Olga Ana? Nu știu, dar vă spun că... Să-mi descrieți emoțiile. Vecinul tot și-a văzut acolo, cred că asta nu e... nu a spus de la... Voi azi n-ați pomenit nici cum, dar eu am văzut în ochii Dumitriței că ea, de la tata, ajutor nu a avut. Oare ea n-a strigat în gură mare când se ducea și lucra și îi spune lui tata să-i plătească bani? Dar tata nu trebuie să plătească alimente cu o divorțată de mama. Ori ăștia trei copii trăiau cu aer, ori cu gazul cel care scumpește azi. Da, și-au trăit copiii ăștia. Și vreau să vă zic, și-n pofida la treaba asta. Copiii zduceau la tata. Doi copii au fost cu tata în ziua la Miciurin și i-au arătat că îl iubesc pe tata. Fata și-ai mai mare, așa am înțeles că e mai mare, Dumitrița. Au avut grijă. Și-a cumpărat medicamente. S-a dus împreună cu dânsul până la spital, până la ușa spitalului și mai departe. În pofida la aceea că tata cu mama nu se înțelegeau între dânși. Copiii, în cazul ăsta, au fost cu mult mai deștepți decât toți noi maturii din sală de aici. Înțelegeți? Ce recomandări puteți să avea pentru Dumnezeu e mare, Dumnezeu... Vă rog din suflet, încercați să iertați. El și puteai ajuta pe dașilele. Iertați-vă în primul rând pe dumneavoastră ambele. Și iertați-i pe cei din jur. Lipiți-i. Încercați să-i lipiți. Că ați rupt mult între dânși. Lipiți nepoții să vii la voi și cumnata, indiferent că e divorțată, nu e divorțată, tot cumnata rămâne. Și fiți rude între voi și ajutați-vă unul pe altul. Aveți de crescut niște copii foarte frumoși. Eu văd pe Dumitrița și închipui că și sora-i tot așa și fratele-i tot așa. Eu mulțumim, zic, chiar nu vreți să vă mândriți cu dânsul? În memoria fratelui vostru, poate în memoria lui, dacă voi susțineți că atât de mult l-ați iubit, da? Și ați dorit binele, atunci voi n-aveți dreptul moral să acuzați copiii ăștia. Voi, din contră, trebuie să-i susțineți. El nu mai este. Voi sunteți acele care trebuie să-i susțineți, trebuie, da, undeva să aveți o relație frumoasă. Dar, cum am anticipat mai devreme, în toată povestea asta, adevărata victimă e Dumitrița. Și eu vă spun de ce. Nu trebuia voi, atât mama, cât și voi, mătușile, nu-i corect ca un copil să ducă o fetiță, să ducă să-l îngrijească pe tata care șede rău la pat, da? Dar nu-i corect, stați un pic. Voi toate trei ați cunoscut că tatăl servește alcool. Toate trei știați foarte bine că el vorbește foarte urât. Voi știați că el poate să fie agresiv. Voi toate trei cunoșteați de situația asta. Că el servește, că el poate să fie agresiv, că el poate să o numească, dar nicătând la asta, Ana, eu pot să aflu mai mult adevăr, eu te asigur că pot să aflu. Nicătând la asta, voi, toate trei femei, de o vârstă oarecare destul de matură, ați lăsat copilul ăsta să ducă să confrunte cu dânsul. Anume pe ea, nu voi, niciuna din voi, dar ea să ducea și l-a ajutat. Acum, după ce Dumitru a murit, iată, după toată situația asta pe care am discutat-o, cu toate bănuielile, cu testul, ce ai putea să le recomanzi ierinilor noastre? Ne îmi pare rău, sincer ne îmi pare rău că răutatea atât de mult v-a întunecat mintea. Dar și aici sunt multe, e răutate, draga mea, pentru că e obidă, e supărare și e răutate, pentru că voi toată emisiunea ați căutat doar vinoveți. Voi n-ați găsit
cumva unde ești, poate și voi undeva v-o lipsit. Eu am apreciat din start foarte mult când tu ai spus că îmi pare rău că nu l-am ascultat, că tu nu ai avut timp atunci să-l asculți. E că asta am apreciat. Dar până la urmă tu ai venit, toți în jurul vostru au fost vinoveți și n-ați căutat, poate, băi, dar unde eu? Unde mie, nu? Am pierdut eu, poate, aici ceva. Acum, părerea mea, în memoria fratelui vostru, dacă voi real ați ținut la el și l-ați iubit, dacă vă țineți neamul, încercați să faceți abstracție de ce a fost și cumva să aveți o relație. Eu nu cred că așa o să tare mult o să lipească relația, dar spuneți cu cei doi mai mici voi aveți relație frumoasă. Încercați cu dânșii măcar cumva și îngropați săcurea asta a aurii. Aici încheiem liniște și pace vă doresc. Și să aveți pe cei dragi mereu alături. Mulțumim! După imprimarea emisiunii, Oamenii Legii au comunicat că la data de 4 mai 2022, polițiștii de la Drochi au pornit un proces penal pentru a investiga circumstanțele care au dus la decesul lui Dumitru Baltă. Medicii legiști nu au depistat semne de moarte violentă pe corpul bărbatului, așa că la data de 26 mai 2022, procurorii au emis ordonanța de neîncepere a urmăririi penale.